just right. Hey people! Eu sunt Mira Mi și mă bucur mult să fiu încă o dată alături de voi. În acest tutorial, sau pentru acest tutorial, v-am pregătit o coafură superbă, o împletitură cu un efect foarte drăguț, pe mine m-a îndrăgostit și este, vă promit că este o coafură foarte simplu de realizat. Nu este genul acela de împletituri în care te complici și tot adaugi șuviță din exterior, la șuvița din dreapta, stânga care trece la rândul lui peste cea din mijloc și tot așa. Nu este o coafură care la bază are o împletitură simplă și vă promit că efectul este super. Dacă vreți să învățați și voi cum să realizați această coafură, rămâneți și vizualizați acest tutorial. Pentru această coafură am ales să-mi ondulez părul pentru o textură mai puternică. Încep prin a realiza o selecție în spate pe care o prind cu un elastic. Cu ajutorul degetelor, trag ușor de păr pentru a-i da puțin volum. Cu șuvița selectată, realizez o împletitură simplă pe care la sfârșit o prind cu un elastic. Acum, iau o selecție de păr dintr-o parte, o răsucesc și o trec printre buclele create de împletitura inițială. Cu ajutorul unei agrafe, o prind bine ca să nu scape. Iau o altă selecție și din partea cealaltă. O răsucesc. Îi dau puțin volum trăgând ușor de câteva fire. Și o trec și pe aceasta prin buclele create de împletitura inițială. Din nou, mă folosesc de o agrafă pentru a susține bine șuvița de păr. Continui adăugând șuvițe din exterior împletiturii din mijloc, până când mă folosesc de tot părul. Cinderella baby, what about that? We'll be bumping to that new song I released and it's all about you. When it's not about the money, but it helps when you got it. And it's not about the bling, but still we rocking it. My chains around your neck, so here you drive. Where to next? Gata! Dacă ți-a plăcut această coafură, arată-mi acest lucru printr-un deget în sus.
distribui acest video și pe paginile tale de socializare și abonează-te, de ce nu, pentru a rămâne cu mine și a vizualiza și următoarele videouri. Aștept comentariul tău, fie aici jos, pe pagina de YouTube, fie pe paginile de socializare. Precum știți și v-am obișnuit, linkurile le aveți în descriere. Aștept o poză cu tine și această coafură dacă o realizezi și tu. Cam atât pentru azi, ne vedem în următorul videoblog. Bye, bye! Și partea faină este că... este again. Ce dar? Și vorbesc foarte serios, este foarte simplu de realizat. Răgușesc! O plătitură. Linkurile le aveți în descriere. Bye, bye! You're so wonderful inside, that's right.